Și începem cu informația momentului la știrile dimineții. Este ședință de urgență la Ministerul de Externe după atacul fără precedent al Iranului împotriva Israelului. Potrivit surselor Digi24, este analizată situația tensionată din Orientul Mijlociu, iar premierul Marcel Ciolacu a fost permanent informat despre evoluția din regiune, mai ales în contextul în care se pregătește pentru un turneu în țările arabe, care începe chiar mâine. Pentru cele mai noi informații, este în direct cu noi Radu Filip, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Bună ziua și mulțumim pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O primă întrebare am pentru dumneavoastră. Ce măsuri a luat instituția pe care o reprezentați în această perioadă în care riscul de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu pare mai mare ca oricând în ultimele 6 luni? Ce ne puteți spune despre aceste întruniri care au loc la nivelul Ministerului de Externe? Practic, ce rol și ce atribuții își poate îndeplini instituția în această perioadă, în contextul în care ne aflăm? În primul rând, vreau să menționez că reuniunile unor astfel de grupuri de lucru sunt firești. În astfel de situații fac parte din protocolul uzual pentru abordarea unor situații de criză. Au fost și ieri astfel de întâlniri, vor fi și astăzi. Prin intermediul lor, așa cum spuneam, monitorizăm situația, analizăm evoluțiile de pe baza informațiilor transmise de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, bineînțeles și de către partenerii internaționali. Până în acest moment pot să vă spun faptul că misiunile diplomatice, oficiile consulare nu au recepționat solicitări de sprijin sau asistență consulară. Misiunile noastre din regiune monitorizează în continuare situația, sunt în legătură cu cetățenii români care până în acest moment au solicitat doar informații, nu și asistență consulară sau sprijin consular. Și de asemenea, în ceea ce privește recomandările pe care Maia le-a făcut, parte a acestui ansamblu de activități pe care le-a luat și măsuri pe care le-a luat în contextul situației din Orientul Mijlociu, vreau să subliniez faptul că în urmă cu aproximativ o săptămână am retransmis avertizmentele de călătorie adresate cetățenilor români, aceea de a evita orice călătorie în statul Israel, în Palestina, în Republica Libaneză și în Republica Islamică Iran. De asemenea, am recomandat cetățenilor români care se află pe teritoriile acestor state să manifeste precauție, să se informeze din surse oficiale cu privire la evoluțiile de securitate, atât prin intermediul SMS-urilor, mesajelor pe care le primesc în momentul în care ajung pe teritoriul acestor state. Și am reluat și am resubliniat și vă mulțumesc că îmi dați această oportunitate de a face un apel din nou și prin intermediul dumneavoastră să respecte cu strictețe eventualele recomandări, instrucțiuni ale autorităților locale. Toate detaliile privind avertizmentele de călătorie, informațiile, se regăsesc pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Spuneați că nu ați primit solicitări de ajutor din partea românilor de acolo, ci doar solicitări cu privire la cele mai noi informații pe care le aveți. Cum li s-au părut colegilor dumneavoastră care au discutat cu ei, desigur? Sunt îngrijorați românii de acolo sau poate românii care au fost prinși în timpul unei călătorii? Bineînțeles că situația din Orientul Mijlociu este îngrijorătoare și preocupantă, dar în momentul în care colegii mei în momentul în care abordăm o astfel de situație, trebuie să o abordăm cu calm, cu celeritate, pentru că, bineînțeles, situația nu este una destul de volatilă, motiv pentru care noi am reluat și am resubliniat atenționările, recomandările pentru cetățenii români. Radu Filip, purtător de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe, mulțumesc pentru intervenție.